Bună ziua, începe emisiunea voastră preferată, Între Prieteni. Știți că ne place să vă prezentăm oameni frumoși de la care avem ce învăța, așa că astăzi am invitat în platou o tânără talentată, dedicată muncii și pasiunii ei și cu o inimă mare, mare, mare de tot. În ea și-a făcut loc dragostea pentru Happy, câinele ei în vârstă de 7 ani, iar dacă mai căutăm pe acolo prin cămăruțe, vedem că și-a făcut un scop în viață, salvând, vindecând și găsind familiile câinilor aflați în suferință. Toate aceste fapte minunate le face prin intermediul propriei sale asociații Big Hearts Society. Vă prezint pe Carla Alina Buleanu și, desigur, Happy the Dog, Happy cățelul, bine venit! Bună, 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 bine te-am găsit! Da, Happy e foarte liniștit acum și mă bucur. Asta înseamnă că n-am eu emoții. Așadar, cum a apărut Happy în viața ta? Te vedeai posesoare de câine? Mă vedeam de foarte mult timp. Eu doream, cred că de aproape 10 ani, atunci când am aflat de rasa asta de Golden Retriever, și niciodată n-a venit momentul. Lucram foarte mult, până la un moment dat, acum 7 ani, când am început să lucrez de acasă și am zis, dacă nu o iau acum, nu mai iau niciodată. Și mi-a schimbat tot. Acum îmi dau seama, chiar vorbeam cu cineva zilele trecute, că mi-a schimbat traiectoria vieții, adică nu doar, știi, pe aici, pe acolo puțin. Tu ce făceai înainte să o ai pe Happy? Am lucrat foarte mulți ani în PR, în industria muzicală, și acum lucrez în televiziune, am început de câțiva ani să lucrez cu ea în terapia asistată de animale și de acolo lucrurile s-au tot dus. De aceasta te-am întrebat, ca să înțeleagă telespectatorii, că tu aveai cu totul și cu totul alte preocupări până la ea și când a venit ea în viața ta, ți-ai reevaluat, iată, prioritățile. Da. Și ai ajuns să-ți înființezi și o asociație. Când ți-ai înființat-o? Asociația a venit acum 3 ani, pentru că, tot așa o să zic pe scurt, ca să înțelegi cum s-au legat lucrurile, eu am început să fac terapie asistată de animale pentru copiii cu dizabilități cu ea. Atunci am înțeles ce înseamnă să ai și un câine, mi s-a deschis lumea asta și după un an, după ce a venit ea în viața mea, am salvat din greșeală, real din greșeală, un câine, un golden. Și el tot așa mi-a schimbat iar perspectiva asupra vieții și asupra câinilor și destinului câinilor fără stăpân la noi în România. Și de acolo m-am gândit, zic, trebuie să-mi fac asociația mea și să încerc să salvez și alți câini. Deși e un drum destul de complicat și de greu la noi în țară, dar... Dar îți reușește, nu? Da, cu pași mărunți ajungem și unde trebuie. Cum te-ai decis să te îndrezi spre această terapie asistată de animale? Când a fost declicul? Să știi că tot în perioada în care începusem să mi-o doresc pe ea, din întâmplare am văzut niște filmări pe YouTube cu câinii de terapie Golden din state. Și am zis, ce tare ar fi să fac asta, dar nu, n-am cum la noi în țară, cine să facă asta la noi? E, și după ce a venit ea, mulți ani mai târziu, eu deja am luasem gândul, am văzut pe Facebook pagina asociației unde sunt acum voluntari, terapie și activități asistate de animale, și le-am scris. Nu știu ce faceți voi, dar eu vreau să fiu în echipă. Da, și după scurt timp a fost o evaluare, ne-am dus, am luat-o, au început antrenamentele săptămânale și eram într-o perioadă în care renunțam foarte repede la orice. Mă apucam de ceva în câteva luni, gata. Ăsta a fost primul lucru de care nu de care te-ai ținut, nu? Am ținut și uite-ne aici azi. Ce presupune această terapie și cum poate deveni un posesor de câine, iată, mic terapeut, să zicem așa? În primul rând, tot noi avem singura școală de Clubul Câinilor Utilitari, este asociația mare și noi suntem echipa de terapie și activități asistate de animale și avem singura școală de trainuit câini și handleri pentru terapie. Să știi că drumul e lung și așa trebuie să fie. Adică ajungi la, să zicem tu cu câinele tău, ajungi la o evaluare inițială care e foarte riguroasă, pentru că na, câinele trebuie să se încadreze în niște standarde, să aibă niște caracteristici. Dacă treceți de acea evaluare, intrați în școală. Școala durează ceva, niște așa. Luni bune de antrenamente da. Săptămânale. Se fac cursuri și pentru tine. Pentru că trebuie să știi cu ce fel de copii vei intra în contact și nu poți să te duci acolo fără să știi, fără să n-ai nici cea mai mică idee. Iar după pregătirea ta, tu fără câine începi să te duci să asiști la ședințe de terapie și abia pe urmă, când
ești pregătit și sunteți pregătiți ca echipă, intrați în terapia propriu-zisă. Ce fel de rase sunt potrivite pentru această terapie și ce caracteristici trebuie să aibă câinele ca să fie un mic salvator, da? Îmi place atât de mult întrebarea asta, pentru că vine așa, răspunsul vine cu o mare bucurie, pentru că noi, cei de la Clubul Câinilor Utilitari, credem că nu există o rasă potrivită. Adică dacă eu am un tekel, pot să vin cu el? Dacă el are caracteristicile potrivite, da. Câinele trebuie să fie în controlul tău, nu trebuie să fie posesiv la jucării, la mâncare. Evident, vorbim de zero agresivitate. Normal. Dar în primul rând, un câine potrivit 100% pentru terapie caută contactul uman. Da, el din proprie inițiativă, fără să-i dai o comandă, și se și încarcă pozitiv din asta. Și asta vreau să spun și o spun de fiecare dată, nu toți câinii din rasa ei sunt potriviți, nu toți labradorii, pentru că ăsta e un mit. E golden, e labrador, e ok, e perfect pentru terapie. Noi, fiecare cu personalitatea lui, nu? Evident, și noi avem și echipa de căutare și salvare, dar și la noi în echipa de terapie, câini maidanezi. Și eu asta încerc să promovez. Câinii maidanezi sunt foarte, evident, dacă se încadrează în caracteristicile respective, sunt foarte potriviți pentru asta. Și ce învață ei acolo? Oferiți și lecții de dresaj sau cum îi pregătiți? Ce învață câinii de-a lungul acestor luni acolo? În primul rând lucrăm la ca acest câine să fie în control. Și când zic în control, deși, vezi, eu am ajuns când Happy avea 3 ani deja acolo și avem impresia că normal că e în controlul meu și că noi avem o relație minunată. Nu, eram eu în controlul ei, știi? Am înțeles. Adică era cu totul altfel decât îmi imaginasem. Și acolo învățăm să ne, cum să zic, îți înflorește cumva relația dintre tine și câinele tău. Începi să-l înțelegi mai bine, știi? Și vezi că se schimbă și comunicarea. În plus, lucrăm și pe desensibilizare. Eu trebuie să știu absolut fiecare lucru de care ea, să zicem, că e speriată sau, știi, are vreo problemă. Uite, de exemplu, ea... Acum este foarte cuminte. Ea e foarte cuminte, da. Avem o problemă cu scările. Nu-i plac scările? Nu-i plac scările, nu i-au plăcut niciodată, dar lucrăm la asta și deja e mult mai bine. Are o mare problemă cu acel abur care iese din canale, știi? Aha. Și lucrăm de fiecare dată când avem ocazia să dăm de abur, ne apropiem cu recompensă și de genul ăsta de lucruri vorbesc. Câinele trebuie să fie calm și echilibrat. Așa este ea mereu sau acum știe că a venit într-un platou de televiziune și a zis să dea bine la TV? Măi, să știi că așa e mereu. Chiar e foarte cumințică și după 2 ani s-a liniștit. Până la 2 ani a fost ca orice pui, ca orice câine tânăr, all over the place, așa. Dar e cu minte, chiar e foarte cu minte. Cum ajunge un câine să ajute un copil cu dizabilități și ce fel de copii pot fi ajutați prin această terapie? Copii care au tulburări din spectrul autist, de exemplu, tu știi mai bine. Da, plaja e destul de largă. Lucrăm în mare parte cu copii cu autism. Dar și cu sindrom Down am avut și copii cu tetrapareză spastică, copii cu probleme neurologice grave, depinde. Dacă mă întrebi strict de ce facem în terapie, nu o să pot niciodată să dau un răspuns foarte clar, pentru că... Depinde de la copil la da, copil, presupun. Da, și avem un plan terapeutic pe care îl facem abia după 4 ședințe de când copilul vine la noi, pentru că primele 4 ședințe sunt de evaluare. Stabilim ce echipă om câine e potrivită pentru copilul respectiv, luăm toate datele de la părinți, inclusiv medicale, și de acolo începem terapia. Nu? Foarte important de menționat e că terapia asistată de animale înseamnă doar atunci când în cadrul terapeutic se află un specialist. Fără, nu există. Psihoterapeut, logoped, depinde de ce probleme are copilul. Avem chiar acum imagini de la terapie. Iată, cred că sunt cunoscuți acești copilași. Da, și evenimentul. Cât de mult impactează această terapie? Vezi rezultatele rapid? Vezi schimbarea? Cum sunt copiii când interacționează cu acești câini? Am observat că sunt mult mai deschiși aici, dacă vorbim mai ales de copiii cu TSA, care poate nu sunt în mod normal deschiși în fața unei persoane, unui adult. Atunci când apare câinele, de multe ori, nu de fiecare dată, se schimbă treaba și
acceptă mai repede animalul, pentru că ea vine fără niciun soi de frică, fără judecată, știi, se duce așa spre el cu toată iubirea. Da, și asta e foarte important. Cât timp durează această terapie? Poate fi făcută a la lung, să spun așa, sau e pe o bucată de timp, pe câteva luni, sau e în funcție de rezultatele pe care le obțineți? Evident că e în funcție de rezultate. Mă spuneai de rezultate rapide. Toată lumea ne întreabă asta și nu știu ce înseamnă rapid. Oricum, mai puțin de 6 luni nu recomandăm, pentru că asta e valabil și pentru orice altă terapie. Și până atunci nu poți să vezi rezultate reale. Am lucrat cu copii chiar și un an sau peste un an. Mai aveți un program foarte interesant, un proiect în care câinii interacționează cu deținuți. Despre ce este vorba? Da, da. Romanian Prison Dogs e un alt proiect, al doilea proiect al meu de suflet. Nu este al meu, nu a fost inițiat de mine, ci de directoarea pe educație, Cristina Teoroc, a penitenciarului Jilava, împreună cu Clubul Câinilor Utilitari și cu Clinica Veterinară Pet Staff, acum 4 ani, cred. Și a început așa, a plecat tot de la o idee foarte frumoasă. Au salvat câini din jurul penitenciarului și au cazat în padocurile foștilor câini de patrulă. Și de acolo a început totul. Eu m-am alăturat, cred că acum 2 ani, când am aflat despre asta. Ce să zic, se întâmplă sesiuni zilnice cu deținuții de acolo. Sunt grupe foarte bine stabilite, de câte 8-10 deținuți, care lucrează fiecare cu cât un câine. Și mai mult decât atât, 2 deținuți lucrează zilnic la program la padocuri pentru îngrijirea lor, le asigură tot confortul. Și iată, sunt rezultate, se observă rezultate și acolo. Cred că deținuților le place tare mult să interacționeze cu aceste minuni pe 4 picioare. Nouă ne place foarte mult atunci când dăm de persoane printre ei care nu au avut legătură cu câinii sau erau obișnuiți, habar n-am, cu un câine la curte, legat. Și atunci când ajung acolo și văd ce le spunem noi și cum trebuie tratat un câine, li se schimbă perspectiva, iar pentru mine asta e absolut minunat. Și câțiva dintre deținuți au și adoptat. Au și adoptat câini? Da, când au plecat de acolo cu câinele cu care au lucrat și sunt povești absolut minunate. Convinge-mă să am și un câine ca Happy, fă-i un pic de reclamă. Trebuie să avem o discuție lungă, să știi. Să avem o discuție foarte lungă, pentru că spuneai de Big Heart Society, de asociația mea, prin ea mai și consiliez persoane și chiar îmi zicea o prietenă, cine stă de vorbă cu tine atunci când vrea să-și ia un câine, deci are impresia că tu nu vrei să dai câinele ăla în adopție, știi? Dar fac totul ca să mă asigur că omul e potrivit. 100% potrivit și pregătit. 100% pregătită nu cred că vei fi niciodată, știi? Pentru că până nu-l ai și nu te lovești de lucrurile alea, nu știi cu ce se mănâncă. Aș vrea să știu că ai răbdare. Așa, da. Aș vrea să fii pregătită pentru păr în casă. Să nu te supere dacă roade. Mobila ta va fi roasă. De încălțăminte nu vorbim, pentru că pe aia poți să o ascund. Da. Să fii pregătită să-l duci la dresaj, cel puțin la dresajul de bază la început. Și, cum îmi place mie să zic, să iei totul ca pe o joacă. Adică să nu te frustrezi orice ar face, pentru că e exact ca un copil mic. Apoi el se maturizează, crește, se mai liniștește, adică nu o să fie așa tot timpul. Nu, evident, nu. După un an jumate, doi, teoretic, se mai liniștește. Te sună și părinți care au copii mici să te întrebe ce rasă de câine este potrivită pentru ei, ce rasă să le ia? Te sună? Da. Și părinți de copii tipici și... Și atipici, da. Da, și atipici. Și acolo discuțiile, să știi că sunt mult mai lungi, pentru că tot încerc să previn chestia asta cu... Rasa asta a devenit în mintea oamenilor potrivită pentru terapie, 100%, ne luăm un pui și cu siguranță copilul se va vindeca sau va fi mult mai bine.
Și încerc să dărâm chestia asta, pentru că una e să o vezi pe happy așa, la vârsta asta calmă, și alta e să-ți aduci în casă un pui care e haos. O să fie peste tot. O să fie peste tot. Și care s-ar putea să sară pe copil și să-l muște în joacă. În joacă, da. Dar copilul se va speria și riști să faci o tâmpenie de la început. Da. Iar câinele ajunge abandonat de cele mai multe ori. Uite, avem niște imagini, am pregătit niște imagini acum în UOL. Vreau să știu ce se întâmplă aici, ce faci aici? Aici eram la o grădiniță. Așa. Și îi învățam pe copii cum să nu le fie frică de doctor. Aha. Și epii făceau injecții. Ei erau fascinați. Simulați așa, da? O injecție, da? Da. Și Happy stă liniștită, așa cum o vedem și acum în platou. Uite, se uită și ea la imagini, cred că se vede acolo. Da. Se recunoaște, da. Exact. Iată ce cuminte și cum stă, chiar dacă este înconjurată de atâția oameni, alți câini ar deveni nervoși, ar deveni agitați, dar ea este obișnuită cu asta. Ai obișnuit-o? Am obișnuit-o noi în cadrul asociației, în cadrul antrenamentelor, trebuie să fie calmă. Evident, noi trebuie să fim foarte atenți la semnele câinilor de stres, în momentul în care se poate întâmpla, evident, să se streseze și vedem asta. Și ce semne sunt? Cum se manifestă câinele? Salivează, îi văd urechile că se dau puțin mai prea mult pe spate. Na, o cunosc, adică îi cunosc fiecare fir de păr. Ne oprim sau, nu știu, o scot puțin, 5 minute. Starea emoțională și psihică a câinelui e foarte importantă chiar și la terapie și la activități. Vreau să știu ce proiecte mai ai tu în derulare la asociație, care a fost cel mai recent câine pe care l-ai salvat și care e povestea lui? Wow, stai! Stai nu, așa, nu mă așa de repede! Asta. Cel mai recent... Și unde îi găsești și cum îi găsești? Sună lumea... Îi găsesc, să știi că la început m-am dus în adăposturile de stat de la noi, unde marea lor majoritate nu e o fericire. Unele sunt ok, altele nu, iar în unele încă se eutanasiază la 14 zile. Și pe mine treaba asta m-a afectat foarte tare și am început un soi de turneu la un moment dat. Și am mers prin mai multe orașe și evident că plecam cu cât un câine de acolo. Am salvat mulți câini de rasă și zic asta pentru că erau câini... Nu pentru că erau de rasă, ci pentru că erau abandonați de stăpâni în locul ăla. Se întâmplă ăla. Foarte des. Da, foarte des, din păcate. Iar gândul că acel câine a stat pe canapea sau poate în casă până cu o zi înainte și acum mi-a imaginat pe Happy, știi? Cum ar fi acolo speriată și mă duceam după ei. Ăsta era motivul. Am mai luat câini care au stat închiși foarte mult timp într-un țarc foarte mic. Mă întrebai de ultimul câine, care a fost un golden retriever. Un golden, tot un golden. Tot un golden. Am o slăbiciune pentru ei, asta e. Și am aflat de el, era ținut într-un țarc foarte mic, într-o curte de o viață. Asta mi se pare un chin pentru că, bine, nu numai goldenul respectiv, dar câinele este un animal energic, are nevoie de spațiu, are nevoie să se joace, să alerge. Nu pot să faci asta, să-l ții într-o cușcă. Eu știu ce spui, dar suntem țara care își ține câinii în lanț și vorbim, cred că, de 80-90% dintre oameni, pentru că în mediul rural sunt foarte mulți, iar acolo câinele e, știi și tu, foarte bine legat și hrănit cu ce mai au oamenii prin casă. Da, să nu intrăm acolo. Da. Da. Și a fost un golden retriever, Dex îl cheamă. L-am luat de acolo, avea și probleme de comportament și are în continuare și e destul de rar pentru un golden, știi? Deci, pe semne că n-a avut o viață foarte fericită, era și foarte neîngrijit și bolnav, l-am pus pe picioare și nu știu cum s-a întâmplat, că aproape de fiecare dată a apărut omul lui, care s-a zbătut pentru el, pentru că Dex nu numai că era bolnav deja, dar a mai dezvoltat o nouă boală. Și am mers cu el până în pânzele albe și sunt o echipă absolut minunată. Ești minunată și, așa cum am spus în prezentare, ai o inimă mare și nu degeaba se numește asociația ta Big Hearts Society. Și este minunat ceea ce faci pentru acești câini și pentru copiii care au nevoie de această terapie. Așa că avem nevoie de oameni ca tine în jurul nostru și ești o inspirație. Mulțumesc! Îți mulțumim tare mult și te așteptăm și cu alte proiecte aici. Platoul este deschis pentru voi. Îți mulțumesc, Carla! Mersi. Iar noi luăm o scurtă pauză și revenim.